Bucurie mare pentru cei mai tineri caracaleni. În ciuda pandemiei, Moș Crăciun a decis să-i viziteze și, în schimbul unor poezii sau cântece, să le ofere daruri dulci. Întâlnirile din cadrul acțiunii Moș Crăciun printre copii s-au desfășurat pe cartiere. Un corn cu ciocolată, niște napolitane, da, suc. Te așteptai să vină moșul mai devreme? Nu, chiar nu mă așteptam. Am crezut că să vină în noaptea de Crăciun și doar atunci. Cum ți s-a părut moșul? Foarte realist. Îi dăm și celui mic? I-ai spus o poezie? Nu, de-am dat în rest o scrisoare. I-ai trimis o scrisoare și ce ai spus să-ți aducă? O păpușă Maia Balerina. Te-ai întâlnit cu moșul? Da. Și cum a fost? Foarte bine, m-am distrat. I-ai spus o poezie? Nu, pentru că nu are moșul timp, pentru că trebuie să meargă la mulți copii. La Caracal, Moș Crăciun le-a lăsat copiilor până acum darurile la unitățile de învățământ frecventate. Anul acesta, din cauza închiderii școlilor, a ales să îi întâlnească în apropierea locuințelor. Bucuria întâlnirii celor mici cu Moș Crăciun în preajma Bradului le-a adus multă bucurie. Moșul ca în fiecare an nu o să lipsească nici acum. Chiar dacă este pandemie, am văzut că a venit cu renii cu măscuțe la gură și moșul avea masca pe sub barba lui groasă și cu siguranță e o bucurie pentru fiecare copil să se întâlnească cu moșul și să poată să primească un cadou. Evident, dacă a fost cu minte și au știut poezii. Sunt copii fericiți, copii care pentru prima dată în cartier la ei li se dau niște mici cadouri, că nu e cine știe ce în acea pungă, dar am ținut neapărat să vadă oamenii, să transmite un mesaj că suntem alături de ei și în vremurile astea grele și că nu pot să aibă încredere și nu o să-i părăsim niciodată. Administrația caracaleană a amplasat 10 brazi în tot atâtea zone din localitate. Aici copiii se pot bucura de magia bradului de Crăciun și se vor întâlni cu moșul care le va oferi daruri dulci până în preajma sărbătorii nașterii Mântuitorului.